A revenit! Salutare la toată lumea și bine ați venit la nou episod și bine v-am regăsit. Acum suntem pe 5M, a revenit și voice-ul, a fost ceva probleme înainte, am intrat pe server și asta i s-a întâmplat ce a fost. N-am vrut. Bă, și hai să vedem ce găsim în episodul de astăzi. Unul destul de ok. Băieții mei nu prea au un pic de răbdare așa. Acest episod îl fac în caz de apucă dragi pe aia de la muncă și știți foarte bine că trebuie să merem înapoi. Cât am înțeles să pun și o rază, dar am adormit. Ca de obicei happy adorme în Era momentele la cele mai bune. Claudius în cookie 8 să se întoarcă înapoi. Era cookie 8 și l-a luat pe acel om să se întoarcă acum înapoi. Acel om care? Vedem ce vrea să zică, ce vrem? De la ce face, mă, în spate mă urmărește? Da, mă, zi. Nu tu, dar ai gradul pentru mașină? Stai liniște că noi au fără, nu să nu am. Îs Așa, nu, prezident. dar au luat unii ăsta, Ei, nu Claudius, se o unii. cu Q8-ul. Eu nu se o unii. Am văzut pe ăla de dinainte, nu știu cine era. Asta e, de dimineață tot la fel. Da, nu. Hai să vedem pe unde e. Hai că mă duc în Sandy dacă eu ne-au zis. Deci. Urmă că 1-1-4-5-6. Ce mă? Ai 2 minute la dispoziție să te întorci la spital. Dacă vrei Vă să cât. vii. Am înțeles. Mulțumesc. Nu, să mai întâmplă, mă. Împreună cu colegul. Da. Ne-am fină. Și-a revenit voice-ul. Două Au minute zis, de dar la unde e dispoziție. PK4 ăsta? Că eu abia acum am intrat și nu știu. Ce îi zice, mă, buc? BK4. Nu, 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 4. Hai că am găsit prima victimă de ziua de astăzi. Le punem rapid acolo. Am undeva la 25 deja bine. Pe lângă cele 352, dar am început eu din nou. Să nu e nicio problemă. Totul de la 0. Avem undeva la după 25. Ești ok? Ah, ok, în fine. Asta e. Am crezut că dai și în mine. Bă, mamă, e nebun la cap. Iar nu se aude, mă. Da, am înțeles, e clară treaba. O zi din rolpiu românesc. E cam asta viața pe server. Sper că vă plac episoadele. N-am bani. Bine, boss. Se mai întâmplă, mă. Ești ok? Bă, dar mă ocup ca voice-ul. A început și mapele să vină, sau ce se Auzi, întâmplă? de ce E... vrei ca sa veni sa Eu? De ce vrei? A început și mapele să iasă, să... La... pe ăsta. Nebună cap. Vrei ca sa veni la fleca? Tim? Vrei sa veni la fleca in Nu fata? mai sunt, am plecat de acolo. Nu cred. Ori l-o prins pe băiatul ăla, mă. Că l-o luat Q6-le sau ce-o fost. Da, și asta mi se pare destul că ai gradul, ai gradul. Bă, dar stai, mă, dar nu mă apucă pe mine în aceeași oală cu altul ca aia, adică... Mă rog, sunt foarte mulți noi și... Da, asta e.
Oricum, din cât am înțeles ce cu cine am jucat mai de mult, nu prea mai pe acțiune. Prin sărbătorile, majoritatea ați plecat. Da, cred că am zis bine. Prin sărbătorile, cred că majoritatea ați plecat. Bă, tot am urmărit și urmăresc în continuare informațiile pe care le dă Rafael de pe despre GTA 6 și mi se pare, nu știu, man, mi se pare ceva extraordinar ceea ce se întâmplă, pentru că GTA ăștia de la Rockstar au cam, pe românești, au cam belit-o, mă. Adică să mergi să scoți un joc și să fie chiar așa de multe probleme și chestii de genul și bă, am mai făcut ei jocuri, știi, adică asta e una din părerile mele. Am mai făcut ei jocuri și efectiv să obilească chiar așa la rău și asta nu e destul de ok, știi? Bă, nu știu, n-am, o să vedem, deci e că mai ales a apărut pe G2A, mai atență. Și că poți să cumperi pre-order pentru 2025 GTA 6 de pe G2A. Așa că mare atenție, mare țeapă. Nu vă băgați niciodată să faceți treburi de genul, ci că are un preț de 135 de euro cam pe acolo. Și de fapt nu se știe care e prețul adevărat. Da. Sigur nu e asta, adică să nu vă băgați, pentru că poți să vă luați țapă, o să plătiți înainte și după aia clar o să fie țapă foarte mare. Cine știe, posibil să-i fi dat crash la băiatul ăsta. Tot pică voice-ul. Și ce vreau să vă întreb, mă, mamu, după ce ni s-a dat amban de la CPX, am și o întrebare la voi. Vreau să ne apucăm de Redem multiplayer, adică cum e și 5M, să vedeți un roleplay acolo, să vedeți ce ciudat roleplay pot să facă. Pentru mine e super ciudată faza cu roleplay de acolo, adică totul vine să fac roleplay din, de acum din prezent, nu din vremurile alea. Numai că am pe cineva acolo care, pun exemplu, m-am certat în trecut cu el. Nu mai știu pe ce motiv, pe undeva, acum în anul trecut. Și ne-am cam dat mut, am mut unul altul. Mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, asta e. Și aș vrea să mă duc, că bă, că sunt destul de mulți playeri, eu, Caterin, că cât de cât ok, ce poți să faci pe ăsta, pe Redem. Ai mai multe mecanici de a jocului care te ajută foarte mult și chestii de genul, știi? Să-mi spun și mie dacă vreți să vedeți un roleplay de ăla, că m-ar interesa și pe mine. De câte am observat, dacă nu te mai duce să regăre după aia. Da, mă, ce e vrea, mă? Am înțeles, am crezut că iară de asta, ai gradul pe mașina, ai gradul, bă, gata, mă, ce ai mâine, bun, la cap. E, mă întreb fiecare zi că dacă pot să mă duc cu mașina asta. Bro, uite-te pe Discord și gata. What the fuck. Imediat te trezești că te sancționează pe ceva ce, na, nu-i pentru tine, de... Am văzut. Ce? Bandaje? Nu, n-am. Ce nu, mă? N-am. Cum, bă, vedești mur și n-ai bandaje? Nu, aici. Mă prefac că n-au nimic. Vorbea asta până acum de... Deci că nu era mort. Poți vedea ce fie bandaje. N-am la mine, mă. Bă, m-auziți, mă? Am mai dat, n-am la mine. Bă! Da, mă, te aud din câine. M-aud? Bine, da. Mă zic, normală. Bă, am mers pe cealaltă. Doamne, ferească sfântul. Dăm bandaje, dăm bandaje. Nu știu dacă m-am, bă. Să fiu sincer, am pe undeva la 13. Mă rog, stai să vă scoate numele neapărat de spate.
Bine ca mea pe amândoi. Nu știu, cam asta zi normală. Bine, mai facem oricum, mai spre seară, nu e nicio problemă. Și apropo, live-urile se vor muta din data din 1 ianuarie. Da, 1 ianuarie se vor muta seara. Acum, după masa. Seara, o să fiți și voi la școală, o să începeți să faceți, da, mai multe chestii până alta, după școală, eu știu, alea. Și cam așa aș vrea să sărbătăm după masă, e pe undeva mai ok, e ceva, aveți și voi timp, ați terminat școala și asta e, în scurtul timp pe care îl mai avem toată lumea, ca așa și la mine, că după masă mă odinez cu alta, după muncă, scurtul timp pe care îl mai avem, mai facem un pic de live una alta, cea ca bătrânii. Vă puneți acolo cu ziar în mână și vă uitați la mine, că oricum n-aveți ce face altceva, așa că fiți aproape, nu uitați butonul de like și subscribe. Am reparat alertele, nu știu de ce nu funcționează. Am văzut că majoritatea dau subscribe și nu mă apar. O să văd despre ce e vorba, mă rog, în momentul de față nu prea am ce să zic, deci... Asta e, până la momentul meu funcționa foarte bine alerturile, n-a fost nicio problemă cu ele și acum dintr-o dată au luat ora asta înapoi. Bă, altceva n-avem ce să zicem, mergem și noi până la bază, că știți care e schema. Am dus rapid, opa, ce-i cu mașina aia, cui oare? Mama, ce păi nu că-i brodere, e nebun la cap. Băi, respect pentru cine are, adică așa un pic de old school trebuie. Mă aduce aminte de ăsta. Ah, apropo, vorbim de 5M, de GTA 5, de una alta. Și că se au niște proiecte cu lansări de la jocuri noi, stare curios. Nu uitați că pe undeva prin 2000... 18 când s-a speculat că în 2020 o să apară GTA 6, era vorba și de un Redem 3 după lansarea din 2018-2019, că nu mai știu acum pe ce dată s-a lansat Red Dead Redemption. Parcă că era vorba și de un Red Dead Redemption 3. Deci îți curăț cum vor să facă, dacă e adevărat că de una din proiectele alea lui Red Dead Redemption 3. Bro, o să fie super, adică nu cred că e cântă ăla, man. Ce faci, mă? Ce ai zis, mă? Aștept pe mes. Cărată durata prea mea. What the fuck? Am înțeles, aștept FV, frate. Faction World. Da, mă rog. Acesta a fost episodul, o să mai facem mai multe, nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!